Tatălui și a Sfântului Duh, cu toții. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate împlinești, mistierul bunătăților și lucrătorul de viață, vino și te sărășește în noi și ne curățește pe noi toată înfăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Doamne mântuiește, Doamne mântuiește, Doamne mântuiește, în numele Domnului Hristos, Părinte Paroh, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Spunem bun venit Părintelui Profesor Nicolae Bordașiu, profesorul meu de dogmatică. Pe vremuri nici măcar nu îngăduia la telefon să vorbi în românești, să apăși profesorul nostru din limba franceză. Și care ne impunea să citim 3 capitole de Sfânta Scriptură fiecare zi. Atunci era o foame duhovnicească, pentru că setea de cuvânt măsoară dimensiunea spirituală din noi. Multe lucruri ne-a cucerit Părintele. Dar mi-a rămas așa în suflet pentru dragostea pe care a arătat-o față de biserică, față de Sfânta Liturghie, pentru seriozitatea cu care privea viața teologului, dar mi-a rămas în suflet pentru modul stăruitor de a studia Sfintele Scripturi. Și mai ales pentru expunerea dogmatică, sistematică, pe care a dat de la Părintele. A fost așa un model pentru noi toți, toți părinții l-au iubit, Părintele Profesor Nicolae Bordașiu, și Dumnezeu are dui ca în ultimul timp să fie mereu în biserica noastră ca o prezență, o conștiință vie, care se jertfește la altarul străbun. De asemenea, îi spun Părintele Justinian, cu venit în parohia noastră, ne leagă într-un fel faptul că suntem mușcelei, dar cel mai tare ne leagă pentru că facem parte din poporul lui Dumnezeu. Părintele a fost o pildă pentru noi, a scris lucruri frumoase despre cei mai mari duhovnici ai noștri, pe care i-am și cunoscut unul din cei pe care Părintele îi va prezenta. Mi-a fost duhovnic și simpliza, iar celălalt, când am văzut, a plecat spre rugăciune Sfântul Munte de multe ori. I-am făcut și o dată o mie în viață, pentru că 80 de ani am găsit un coleg de bancă, de clasă, și i-am pus să-l întâlnească și au stat pe noapte de dormă, ce și-au spus că eu știe, dar făcea cu voi. Părintele, coleg, bancă, al părintele, stare spre prima aceea, a plecat așa de mișcat în suflet și și-a încheiat lumea de viața în aceasta, așa cu multă seriozitate și cu multă responsabilitate după mijloacele, se povedea acestor, era ca un copil la suflet. Deci, îi spune că odată Părintele este un bun venit în parohia noastră, a fost în biserica noastră și când era biserica mai mică și a venit și când lucrăm la biserica aceasta și aveam și numele bisericii. Și a venit și astăzi și îi spunem să vină cât mai des și chiar a pregătit o chirie pe aici. Așa cum l-ați putut să-i peste Părintele de chirie și mai trebuie să ne să aibă biserica noastră o chirie. Ca să aibă unde să treacă. Vă spun dumneavoastră cum venit în seara aceasta, la această frumoasă conferință, pentru că fără poporul lui Dumnezeu degeaba vorbește. Părintele, o să ne spui niște experiențe duhovnicește deosebite. Am stat în Sfântul Munte și am văzut chipul Părintelui Tanase Petroriu, și am citit scrierile și mă folosesc de ele și acum. Era un amic cunoscător al patericului, al cărților de cult, care sunt izvoare nesecate de frumusețe duhovnicească, și era un abil cunoscător al Sfinților Părinți, parcă era contemporan cu fiecare dintre ei. Am învățat mult în vremea aceea și mă duceam acolo în Sfântul Munte, pentru că acolo trebuie să învățăm noi să ne ducem deseori să ne rugăm. Mântuitorul se ducea deseori să se roage în Sfântul Munte. Și pentru că ați venit în biserica noastră, să nu uitați niciodată că este o potrivire de Maica Domnului și ea v-a adus aici. Și tot ceea ce vedeți dumneavoastră este o lucrare a Maicii Domnului. Cine n-a crezut în lucrurile Maicii Domnului,
văzând această biserică, să vă dați măcuță, dar seama ce lucrare a avut aici. M-am gândit chiar să scriu o carte cu eroism creștin, care s-a desfășurat aici. Nu putea să îl trezească un om, ci mai că Domnului și Maturica. A fost și este o prezență vie în biserica noastră. Icoana aceasta pe care o vedeți este, după părerea mea, să facă toate, ca toate icoanele. Și drept recunoștință că nicioși noștri au făcut pe aceea care a făcut-o după aceea cu vreo 2000 de oameni din parohia noastră, la Sfântul Mormânt al Maicii Domnului. Și aceasta este o copie a icoanei Maicii Domnului de la mormântul Maicii Domnului din grădina Ghesimani. Iar cea pe care o vedeți aici este icoana, copie de pe icoana Maica Domnului Potrobița. Vedeți, are o tentă de roșu, așa, ca o imagine a faptului că Maica Domnului a fost prefigurată în Vechiul Testament despre la de Nicolae Iordașiu, de rugul lui Moise, care avea și să despre ea. Ca o minune și ferirea acestei icoane aici, cum minune este și faptul că dumneavoastră sunteți cu noi în seara aceasta. Le spunem că odată cu cel bun venit și ucenicilor care au venit de fiecare dată aici. Și mi-ar face plăcere să reușim să facem așa fel încât duminică după amiază să ne vedem aici. Avem atâtea lucruri frumoase, ca un gospodar, lucruri vechi, noi putem scoate din mistierie. Exemple nebănuite de frumoase pe care nu mai puteți vedea în lumea aceasta. Că lumea aceasta s-a bătut mai mult la televizor și de aia atâtea discuri, toți suntem deștepți. Nu mai recunoaște nici valorile semenilor noștri. Păi ce vreau? Eu sunt mai tare decât toți. E, lucrurile nu stau chiar așa. În biserică, omul învață care e măsură, știți? Eu îți dai seama, până la urmă, că omul este ca iarba a floarei, care astăzi este și mine, nu mai se naște omul dacă tot a fost aici. Vă mulțumesc și dau cuvântul părinților. Din trebuie să ne prezentez pe părinții și acolo, că să vină să trecem peste capitolul acesta. De fapt, în biserică, nu știu dacă ar trebui să prezentăm pe cineva. Carte de vizită a preotului care vorbește este legitimația lui. Cuvântul pe care rostește este icoana sufletului. Cuvântul pe care rostește pune în evidență frământările, lupta lui pentru a lăsa ceva în aceasta. Și noi nu avem nicio armă decât cuvântul. Așa că și Părintele, ca și Părintele, întotdeauna a fost slujitorii cuvântului. Și noi ne stăduim și noi să fim slujitori ai cuvântului, care s-a făcut trup și s-a stălășuit într-un noi și am văzut slava mea și slavă ca unea răspunditată plin de pace de adevărul Sfântului Evanghelist Ioan. Să rămânem!